vrei să mă emoționez din start, să mai lua tare din prima. Nu mai îmi pune întrebări de astea. Și foarte frumoasă și va rămâne cea mai frumoasă femeie pentru mine. Încredata este foarte bolnav. El s-a îmbolnăvit, l-am salvat, l-am pus pe linia de plutire. Cancerul la el de plămâni a recidivat. Nu știu dacă trebuie să spun pe televizor asta, e chestie mult prea intimă, dar uite, hai să spun, m-a deranjat să nu lucrăm în premieră, mă dezbrac poate prea mult acum, dar asta este, m-a deranjat foarte tare. Foarte mulți din acești oameni sunt bogați datorită banilor care i-au furat de la mine, ce mi-asum că spun asta. A fost într-un arest preventiv în Italia, m-am predat efectiv la Cremona, eram cam vestul sălbatic cu puști și un pistol tip mitralieră, au intrat anumite clanuri acolo, au furat toate ștampilele, dar am plecat din țară pentru că mi s-a spus, tot așa mi s-a transmis, să plec din țară pentru că chiar se hotărâse să fiu anihilat. Am fost amândoi sequestrați, am fost duși la ambasadă să semnăm niște acte. Au venit 4 băieți care aparțineau unei grupări fasciste să ne... Da, e o poveste adevărată. Să ne păzească cu ganuri. Într-un final am intrat și în greva foamei. Îți aduce aminte? De două ori era să fiu omorât în Cremona. De acel albanez și de un italian pe terenul de tenis. Era, de fapt, era o închisoare de maximă siguranță. Vreau să mă răzbun, dar n-am făcut-o. Au făcut-o Dumnezeu în locul meu. Am avut momente de slăbiciune în care am vrut să mă sinucid. Tu nu crezi asta? Ai vrut să te sinucizi? Da. Însă am ajuns și în carceră, în lanțuri cu apă, dezbrăcat și... Da, da. Din mulți prieteni s-a rămâi doar cu 2-3, e nimic, aveam mulți. Să nu mai fie tolerant, să nu mai fie credul, să fie selectiv. Dar un lucru vreau să-l clarificăm, pentru că întotdeauna s-a jucat cartea sexualității tale. Înțeleg orice, pot accepta orice în fața ochilor mei. Există niște granițe, niște bariere pe care nu pot spune zang, zang. Eram foarte tânăr.